Salut! Vlad, astăzi știu că mă vedeți în alt cumva și în alt fel, dar astăzi vreau să vorbim despre ce s-a întâmplat cu Laura Bretan la Eurovision. Știu că este un subiect pe care toată lumea îl întreabă ce s-a întâmplat cu Laura Bretan, că de ce nu a câștigat. Astăzi sunt de aici să vă răspund. Și da, vreau să vă zic că dacă v-a plăcut și vă place ce fac eu în continuare, să dați like, comentarii și da, acest video să fie mai puțin sau spre deloc editat, deoarece că vreau să se știe adevărul. Haideți să începem. Laura Bretan o știu de ceva timp și ea a mers la Eurovision și na, și trebuia să câștige și în finală eu sincer am votat-o și doi dintre jurați i-a dat niște note foarte mici, un 6 și un 4 și a meritat 12 și ea a avut 60 și 4 de voturi telefonice, cum ar fi, și Esther Pioni, care a câștigat, a avut vreo 10, cam așa, și cei din juriu nu au votat-o, deoarece ea a afirmat că susține familia tradițională dintr-un un bărbat și o femeie și pe ei i-a afectat că ei s-au declarat gay și i-a afectat asta și atunci nu au vrut să o treacă, dar spunea o șefă de la televiziune că s-ar putea să meargă Laura Bretan la Tel Aviv, dar nu știu în ce măsură se mai poate face, știți? Și da, mie îmi pare foarte rău pentru Laura ce s-a întâmplat. Eu i-am dat un vot telefonic, mai mult nu am putut, eu am susținut-o din toate punctele mele de vedere, dar dacă niște oameni au hotărât că doar pentru că a spus că ea susține familia tradițională, ce să faci? Eu nu cred că ar fi trebuit să se jurizeze după, să zicem, după ce susține ea. Ea, da. Eu o susțin și am susținut-o pe Laura Bretan, dar nu mi se pare să judeci omul după orientare. Da, ea susține, dar oamenii normali, adică familia tradițională, dar tu jurizează după ce a cântat. Mie chiar mi-a plăcut cântarea Dear Father și da, eu dacă eram în jur, i-aș fi dat să treacă mai departe, adică Esther Pioni ce a făcut? Doar că ea susține Esther Pioni gay și LGBT-ul și alea și tu ca și pentru asta că susține, dar na, eu cred că domnul nu doarme și o să facă dreptate, dacă nu acum va face cândva. Și da, dacă v-a plăcut și acest vlog, nu uitați de like, share și subscribe și o să mai vin cu păreri din astea. Eu am fost Vlad și ne vedem data viitoare. Pa!